Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Bibliei. Scrisori către biserici. Textul de memorat îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. După ce a vorbit cu bărbații pe colina lui Marte, Pavel și-a dat seama că nu mai putea face nimic în acel oraș. Așa că a plecat și a călătorit aproximativ 80 de kilometri spre sud-vest, spre orașul Corint. Corint era un oraș foarte important. La vremea aceea, oamenii din tot Imperiul Roman veneau acolo atât pentru afaceri, cât și pentru plăcere. De asemenea, era un oraș cunoscut pentru închinarea la idoli și pentru răutatea locuitorilor. Pavel se întreba care ar fi fost cel mai bun mod de a le spune oamenilor din Corint vestea bună despre Isus. În Atena, încercase să se adapteze la oamenii care îl ascultau, prezentând Evanghelia într-un mod logic și științific. Dar această metodă nu a funcționat foarte bine. Doar câțiva au ales să creadă în Isus. Ce a decis Pavel să facă în Corint? Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 1 și 2. Am hotărât, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare, căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Pavel știa că nu va fi un mesaj popular. Isus se născuse ca un evreu umil și fusese omorât ca un criminal. Nici evreilor și nici grecilor nu li se părea în mod natural atractiv. Dar Pavel știa că mesajul crucii era puterea lui Dumnezeu. Moartea lui Isus pe cruce putea părea a fi o nebunie, dar în realitate a arătat mai bine decât orice altceva dragostea, dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Astfel, Pavel și-a început lucrarea în Corint, predicând în sinagogă în fiecare sabat și arătând din scrierile Vechiului Testament că Isus era Mesia. Ca de obicei, cei mai mulți evrei au ales să îl respingă pe Isus. Au fost așa de mânioși că l-ar fi ucis pe Pavel dacă Dumnezeu nu l-ar fi protejat. Ce le spusese Pavel? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 18 cu versetul 6. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scurtat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Deci ce a făcut? Și-a scuturat hainele și a plecat la neamuri. Aplicație. Ce înseamnă pentru tine moartea lui Isus pe cruce? Am mult norod. Când Sila și Timotei au sosit din Macedonia, ei s-au alăturat lui Pavel, care le spunea oamenilor din Corint vestea bună despre Isus. Pavel nu mai putea să predice în sinagogă, așa că ținea întâlniri în casa lui Iust, un creștin care trăia lângă sinagogă. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea lor. Crisp, conducătorul sinagogii și familia lui au fost botezați și au devenit creștini. Același lucru s-a întâmplat cu mulți alții. Asta i-a înfuriat și mai tare pe evrei. Văzând împotrivirea evreilor și răutatea din Corint, Pavel se întreba dacă era înțelept să lucreze pentru a ridica o biserică acolo. Plănuia să părăsească orașul, dar Dumnezeu i-a vorbit într-o vedenie. Ce i-a spus? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetele 9 și 10. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Așa că Pavel și tovarășii săi au continuat să lucreze în Corint. În afară de faptul de a vorbi în public, ei au petrecut mult timp mergând din ușă în ușă, vizitând oamenii în casele lor. Ca rezultat, mulți neevrei au încetat să se închine idolilor și s-au întors de la răutatea lor. Dumnezeu a binecuvântat mult strădania lor.
văzând succesul slujirii lui Pavel, evreii au devenit mai furioși ca niciodată. Au început o răscoală și l-au adus pe Pavel în fața lui Galion, guvernatorul roman din acea regiune, Ahaia, acuzându-l că încalcă legea evreiască. Galion era un om cinstit și a fost dezgustat de ce făceau evreii. Ce a făcut? Haideți să continuăm cu versetele 14 și 16 din capitolul 18. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Acei evrei și-au dat brusc seama că nu se găsea niciun motiv să facă lui Pavel ce plănuiau și s-au întors către Sosten, noul conducător al sinagogii. Chiar în fața lui Galion, evreii i-au dat lui Sosten bătaia pe care Galion se așteptase să-i o dea lui Pavel. Probabil că Galion credea că Sosten o merita, așa că nu i-a pasat. Aplicație. Decizia fermă și finală a lui Galion i-a învins pe evrei și i-a permis lui Pavel să continue lucrarea în Corint. Alegi și tu să fii ferm în deciziile tale de a face binele? 1 Tesaloniceni. Pavel a avut întotdeauna o preocupare specială pentru bisericile pe care le înființase și se simțea responsabil pentru cei care fuseseră convertiți în urma misiunii sale. Călătoriile erau însă dificile și consumau mult timp. Nu exista nici vreun serviciu de telefonie sau e-mail. Când nu putea face o vizită personală, singurul lucru pe care Pavel îl putea face era să scrie o scrisoare. Aceste scrisori conțineau încurajări, învățături și uneori mustrări. Se pare că Pavel a scris ceva epistole, 14 dintre ele sunt astăzi în Bibliile noastre. Pe când era în Ateia, Pavel se gândea adesea la biserica pe care o înființase recent în Tesalonic. Vizita lui acolo se scurtase din pricina persecuției din partea evreilor și se întreba dacă cei care se convertiseră rămăseseră credincioși. Deși avea nevoie de ajutorul lui Timotei în Atena, a hotărât să-l trimită în Tesalonic. Când Timotei s-a întors cu Sila, Pavel se mutase în Corint. Care a fost raportul lui Timotei? Haideți să citim 1 Tesaloniceni, capitolul 3 cu versetul 6. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bună despre credință și dragostea voastră, ca totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. Pavel a decis să le scrie o scrisoare care în Biblia noastră este numită 1 Tesaloniceni. El a fost foarte fericit să afle că biserica de acolo era un bun exemplu pentru toți credincioșii din acea zonă. Așa cum învățaseră și ei, spuneau altora vestea bună despre Isus, iar rezultatul a fost că biserica a crescut. În scrisoarea sa, Pavel a corectat și o neînțelegere pe care o aveau. Ei credeau că cei care mureau înainte de revenirea lui Isus nu puteau merge la cer cu el. Ce le-a spus Pavel? Haideți să citim 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 13 la 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spun prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Câtă bucurie le-a adus credincioșilor din Tesalonic. Acum puteau aștepta cu nerăbdare să-i vadă din nou pe cei dragi. Aplicație. Te bucuri și tu să crezi în înviere? Desigur, este întotdeauna trist când cineva drag moare, dar putem avea bucurie în speranța învierii, în loc de durere, ca ceilalți care n-au nădejde. A doua, tesaloniceni. Credincioșii din Tesalonic au fost foarte fericiți la primirea scrisorii lui Pavel. S-au bucurat mult de asigurarea că îi vor revedea pe cei dragi. Pavel a aflat curând că unii au interpretat greșit cuvintele lui. Credeau că Iisus se va întoarce în câțiva ani. Unii chiar se opriseră din lucru și așteptau venirea lui Iisus. Pavel știa că aceste idei erau periculoase, așa că le-a scris rapid o altă scrisoare. Ce a spus el despre revenirea lui Iisus? Haideți să citim 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetele 1 la 4. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră laudată cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreun vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nimeni nu trebuia să se aștepte ca Iisus să revină înainte ca omul fără de legii să-și facă lucrarea. Dar cine este acest om al fără de legii? Pavel a spus că este potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Această explicație ne amintește imediat de descrierea lui Daniel al puterii cornului cel mic. Lui Daniel i s-a spus că acest corn mic va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Din studiul nostru anterior, s-ar putea să vă amintiți că acest corn mic este un simbol al papalității, așa că omul fără de legii reprezintă același lucru. Daniel prezisese clar că puterea papală va lupta împotriva lui Dumnezeu și a poporului său înainte de revenirea lui Iisus. Aceasta nu se întâmplase, așa că nu trebuia ca tesaloniceii să se aștepte ca Iisus să vină imediat. Pavel le-a amintit de exemplul pe care li l-a dat, muncind din greu în timp ce era cu ei, astfel încât să nu fie o povară pentru nimeni. Ce regulă a stabilit în ceea ce îi privește pe oamenii care nu făceau nimic în timp ce îl așteptau pe Iisus să vină? Haideți să citim 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Aplicație. Este o regulă bună și pentru noi astăzi. Haideți să citim sfatul lui Solomon cu privire la același subiect. Proverbe, capitolul 6, cu versetul 6 la 11. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetene, nici privighetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule, când te vei scula din somnul tău, să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcea vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Apollo. După ce Pavel și-a încheiat lucrarea din Corint, a plecat de acolo și a navigat aproximativ 400 de kilometri est către orașul Efes. Ca de obicei, Pavel a predicat în sinagogă în ziua sabatului. De data aceasta, oamenii au fost așa de interesați încât doreau să stea mai mult cu ei. Dar Pavel nu putea rămâne. Se afla pe drumul spre Ierusalim, așa că i-a lăsat pe Aquila și Priscila, doi credincioși care îl însoțiseră din Corint, pentru a continua lucrarea acolo. Iar el
a promis că, dacă era voia lui Dumnezeu, se va întoarce. După ce Pavel a navigat la Ierusalim, un om numit Apollo a ajuns la Efes. Acesta îl ascultase pe Ioan Botezătorul predicând și fusese botezat, iar acum predica cu putere mesajul lui Ioan. Ascultându-l vorbind, Aquila și Priscila au înțeles că el încă nu știa vestea bună despre Isus. Ce au făcut? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 18 cu versetul 26. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai mult cu deamănântul calea lui Dumnezeu. Când Apollo a decis să meargă în Corint, în provincia Ahaia, credincioșii din Efes l-au recomandat călduros. Cât de reușită a fost lucrarea sa de acolo? Haideți să continuăm cu versetele 27 și 28. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și a scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul. Cu toate acestea, Satana a profitat de succesul lucrării lui Apollo pentru a crea disensiuni în biserica din Corint. Unii spuneau că îl urmează pe Pavel pentru că el înființase biserica de acolo, alții îl preferau pe Apollo pentru că lucrarea lui părea mai de succes decât a lui Pavel. Unii spuneau că sunt a lui Petru, iar alții susțineau că au fost învățați direct de Isus. Când Pavel a auzit ce se întâmpla, le-a arătat că atitudinea lor era greșită. Slujitorii lui Dumnezeu au diferite daruri și sunt folosiți așa cum consideră el că este cel mai bine. Nimeni nu ar trebui să prefere pe unul dintre slujitorii lui Dumnezeu în defavoarea altora. Mai degrabă ar trebui să caute o să primească binecuvântarea pe care Dumnezeu o trimite prin fiecare. Aplicație. Atunci când la biserica ta sau la școală vine un pastor nou sau un profesor, ești dornic să înveți tot ce poți de la acea persoană? Sau ești preocupat să compari și să vorbești despre care pastor sau profesor îți place mai mult? Pavel în Efes. După o scurtă vizită în Ierusalim, Pavel s-a îndreptat spre nord, către Antiohia, încheiând a doua călătorie misionară. După o vreme petrecută în Antiohia, neobositul apostol a plecat din nou. De data aceasta, Pavel a mers mai mult de 100 de kilometri până la Efes. În drumul său a vizitat bisericile pe care le înființase. Cât de încântați au fost credincioșii să-l revadă și cu câtă iubire i-a încurajat el să rămână statornici. Când a ajuns în Efes, Pavel a întâlnit mai mulți credincioși ca Apollo. Îl auziseră pe Ioan Botezătorul predicând și fuseseră botezați, dar știau foarte puțin despre Isus și nu auziseră niciodată despre Duhul Sfânt. Oamenii aceștia ascultau cu nerăbdare când Pavel le spunea vestea cea bună despre Isus. Ei au ales să creadă în mesajul lui Pavel și au fost rebotezați, iar când și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor. Timp de 3 luni, Pavel a predicat în sinagoga din Efes. Din nefericire, mulți evrei au refuzat să creadă în Isus și au devenit scandalagii. Așa că Pavel și credincioșii au început întâlnirile în școala lui Tiran, un profesor din Efes. Cum a binecuvântat Dumnezeu lucrarea de acolo? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetele 11 și 12. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau balsame sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Cei 7 fii ai unui evreu, pe nume Sceva, au auzit despre minunile uimitoare făcute în numele lui Isus și au decis să încerce să folosească numele său pentru un om posedat de diavol. Ceva s-a întâmplat, dar nu ce se așteptau. Haideți să continuăm să citim versetele 13 la 16. Niște exorciști iudei
care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: Vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Oamenii și-au dat seama că era periculos și greșit să folosească numele sfânt al lui Iisus fără să creadă în el. Ce s-a întâmplat cu cei 7 fii al lui Sceva a fost de asemenea un avertisment pentru creștinii din Efes. Unii dintre ei păstraseră cărțile lor despre magie și spiritism, iar acum înțeleseseră că trebuie să scape de ele. Ar fi putut vinde cărțile pentru o grămadă de bani, probabil echivalentul a cel puțin câteva milioane de dolari în vremea noastră, dar apoi alții ar fi fost tentați să devină magicieni. Ce au făcut în schimb? Haideți să citim versetele 18 și 19. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Aplicație. Ai cărți, CD-uri sau filme pe care un creștin nu ar trebui să le aibă? Ce ar trebui să faci dacă ai astfel de lucruri? Haideți să citim Efeseni, capitolul 5 cu versetul 11. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Citiți Biblia, citiți cărțile care vorbesc despre Iisus, cunoașteți-L și acceptați-L în inima voastră, ca să fiți și voi misionari, cum a fost Pavel, Timotei și ceilalți misionari. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!